Bine ați venit la Poezie și Creație, sunt Loreta Popa și astăzi sunt foarte, foarte fericită pentru că alături de mine se află maestrul Constantin Dinulescu, actor cu state vechi în Teatrul Românesc, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația mea și a Muzeului Național Literaturii Române. Am mai fost pe aici și... E adevărat. Unde am mâncat lupul oaie, vine să mănânce și pe a doua. Mulțumesc mult de tot pentru că ați spus prezent. Vreau doar să le arătăm celor care ne privesc acum această carte formidabilă care a apărut anul acesta, unde este cuprinsă aproape toată viața dumneavoastră. Este scrisă de Ion Moldovan cu ajutorul dumneavoastră și a apărut la Ecou Transilvan. Teatru și viață, viață și teatru. Da. Și eu îndrăznesc să spun și poezie și creație, că de aceea am numit astfel această emisiune. Poezie mai puțin, că eu am vrut să mă țin cât mai aproape de realitatea pe care am parcurs-o. Am înțeles. Și pentru cei care nu sunt la curent cu tentativele mele de scriitor, o spun cu autoironie, să știți. Eu am mai scris o primă carte, Lumea, Întâlnirile mele, Lumea mea. Și am simțit apoi nevoia să continui. De câte ori am avut ocazia, am amintit celor din preajma mea că eu nu sunt scriitor, eu sunt actor, dar dintr-o, cum să spun, nevoie chinuitoare la un moment dat, am simțit, cum să spun, necesitatea de a șterne pe hârtie câteva gânduri pentru cei care vor veni, pentru că știu, simt, uitarea asta care ne macină la un moment dat toată existența este și o calitate, dar și un mare defect al speciei umane. Iar noi românii avem un dar deosebit de a uita și în elanul nostru de a uita, uităm și lucrurile bune. Și atunci m-am simțit obligat, dar spun bine obligat, să vorbesc despre oamenii deosebiți pe care i-am întâlnit pe parcursul carierei. Și în prima carte publicată, eu aproape că nu apar. Sunt numai amintirile mele legate de oamenii deosebiți cu care am avut ocazia să mă întâlnesc. Mi-am început cariera la Iași într-o perioadă în care Iașul mai era încă Iașul de altă dată, Iașul Otiliei Cazimir, a lui Mihai Codreanu, a lui Manolescu, a lui Milo și până la urmă a lui Miluță Gheorghiu. Am întâlnit la Iași o lume deosebită. O lume deosebită pentru că reușise orășelul, atunci orășelul, acum este un oraș mare, împlinit, o metropolă, am întâlnit niște oameni deosebiți. Niște oameni deosebiți, mari iubitori de teatru. Eu eram un puștan, aveam 21 de ani și, cum să spun, mă simțeam mic de tot pe lângă ei. Și pentru că am cules de la ei niște sfaturi, niște pilde de viață, o mentalitate și o modestie cu mărar, întâlnești, am zis că e păcat să se uite despre aceste calități. Și cu ocazia asta
scormonind în amintirile mele, mi-am amintit de pildă, mă emoționez totdeauna când reiau povestea asta, întâlnirea cu profesorul Gheorghe Chipailă, un mare chirurg, șef de clinică la Sfântul Spiridon din Iași, la Spitalul Spiridon, care era nelipsit la premierele de teatru. Și într-o bună zi, fără să-l cunosc personal, îl știam din auzite, din povestirile altora despre el, m-am pomenit cu asistenta șefă, cu sora șefă de la clinica de chirurgie, care m-a invitat direct în ziua de la data de 5 dimineața, sunteți la clinică, la Spiridonie, la clinica întâia de chirurgie. M-am interesat imediat, profesorul Chipailă și ceva. Normal că m-am conformat, m-am dus acolo, m-am îmbrăcat de sus până jos în alb, de parcă eram prima mână la operație, și m-a introdus în sala de operații și prima mea operație pe care am avut ocazia să o văd în direct a fost o stenoză mitrală. Unde vreau să ajung, în 57 se petrecea povestea asta, la Iași, profesorul Chipailă făcea operații pe cord, când lumea încă nu aflase de Africa de Sud, de clinicile profesorului Barnard și... Da. De operațiile lui pe cort. Și am rămas surprins și neplăcut impresionat. Și cum? Nimeni nu știe de ce se petrece aici, în clinica asta. Nu vorbea nimeni. Și tot profesorul Chipailă mi-a spus, zice, dragul meu, zice, la Iași toate poveștile importante mor în gară la Nicolin. Vai, ce expresie! Cum să spun, privire foarte lapidară, dar care surprindea în mod cert această ciudățenie. Oameni deosebiți, fapte deosebite, dar care se opreau parcă în gară la Nicolina. Și la asta e în carte aceasta. Mi s-a părut nedrept. Și când am intrat mai profund în viața Teatrului Ieșan, după o vreme, am remarcat prezența unei persoane mărunțel, subțire, îmbrăcat de sus până jos în negru, care apărea prin curtea teatrului și față de care toți colegii mei mai vârstnici și cu state serioase de activitate adoptau o atitudine foarte cuvincioasă. Și am întrebat cine este acest, atunci îi spuneam, tovarăș. Și colegii mai vârstnici de acolo mi-au spus, e Petrone, este pensionar, a fost actor aici, e pensionar. Și mai vine pe la teatru pentru că este foarte legat de teatru pe care l-a slujit. Și cineva a spus, nu numai că l-a slujit, l-a salvat. Wow. Zic, cum adică? Zice, păi imediat după 23 august s-a declanșat o ofensivă sovietică pe frontul de la Târgu Frumos din nordul Iașului, așa, și câteva avioane au bombardat și Iașul.
au distrus câteva vile în copou și, din greșeală, bănuiesc, una din bombe a căzut pe Teatrul Național. A spart planșeul și a poposit în scaunele din stal. Spre norocul și al teatrului și al nostru, bomba n-a percutat, n-a făcut explozie, dar cum toate trupele specializate, inclusiv geniștii, erau convocați să meargă, erau concentrați să meargă pe front, în activitate, direct în luptă, nimeni n-a intrat, n-a avut curajul să intre, să rezolve problema asta. Și singurul om care a avut curajul așa, a fost acest domn Petrone, un actor modest, care a intrat frumos în sală, s-a dus la locul impactului, cu grija și cu priceperea pe care orice bărbat, care cât de cât mai schimbă și o siguranță acasă, a luat bomba în brațe, era o bombă mică, 40-50 de kilograme, și a scos-o în curtea teatrului. A depus-o în iarbă și până seara au venit geniștii care au ridicat-o și au dus-o afară din oraș și au făcut-o să explodeze. De ce am amintit de profesorul Chipailă și de domnul Petrone? Noi cum? Amândoi făceau niște lucruri cu totul și cu totul de excepție. Nimeni nu-și amintea de ei, de Petrone. Le-ați așternut între paginile acelei cărți de care îmi spuneți? Da. Ce frumos că ați făcut asta! Nu se poate, zic, asemenea oameni cu atitudinea asta civică, umană, la profesorul Chipailă, să treacă așa de repede în uitare. E nedrept. Iar ultimul exemplu pe care îl dau și acum și l-am trecut în carte, era colegul meu, îndrăznesc să-i spun colegul meu, mult mai în vârstă, Sandu Morcovescu Teleajan, actor și scriitor, fost director al Teatrului Național, acum era secretarul literar al teatrului și era înconjurat cu oarecare, să nu-i spun, lipsă de respect, dar oamenii treceau ușor pe lângă el. Acest om admirabil, acest actor, că râdeam și spuneam mai actor ca Sandu Morcovescu Teleajan, nu trebuie să-și pună decât o mustață și un caftan și sunt și Luca Arbore și Moțoc și oricare dintre mari boieri ai istoriei noastre. Și nu pot să vă spun cu ce modestie și discreție își desfășura activitatea. Pe lângă asta, el a scris și câteva piese. Una din ele, să-mi îngăduiți puțin să mă rog, sigur. Se numește, pentru că ea există și acum, în bibliotecile oamenilor pasionați de teatru, o piesă care s-a jucat cu un succes formidabil la vremea ei când a apărut, între cele două războaie, și
peste care s-a așternut uitarea. Și am luat-o și eu și am căutat-o atunci și am citit-o să văd ce are așa de periculos în ea, încât a trebuit să fie uitată, scoasă din memoria oamenilor. Nu avea nimic. Nefiresc și ne la locul ei, decât o mare dragoste de țară. Cam asta era ideea care trecea pe parcursul piesei. Nu vi se pare că e oarecum actuală? Adică se întâmplă exact. Și astăzi același lucru? Exact, asta vreau să vă spun. Iubirea asta de pământ, de țara ta, a devenit oarecum așa ne la locul ei. Mi se pare foarte ciudat. Da, este de suieță. Da. Mai zic, naționalism neapărat. Da. Și am citit-o. Nu se putea face nimic la data aceea. Vorbesc de anii 60-61. Uh-huh. Timpul a trecut, am ajuns și eu la București. Și la București am cunoscut un om deosebit pe care nu am avut ocazia încă să-l în prima carte să-l trec acolo. Un impresar de teatru prenumele lui memoria mea începe să să nicio aibă problemă, nu vă faceți griji. Când rateuri. Da. Trebuie să reiau puțin gândul ăsta, că să vă spun că e periculos și nicio problemă. Trist. Da. L-am cunoscut pe acest impresar de teatru, mult mai în vârstă, care a fost impresar și pentru Maria Tănase. Gabi Mihăilescu. Gabi Mihăilescu, sărmâna mă. Cu drag. Și l-am cunoscut la teatru, el căutându-l pe Florin Piersic, organiza, cum se zicea la vremea aceea, niște șușanele. Aha. Niște spectacole așa, cu public mult la stadion. Și am fost atras de felul lui foarte abrupt, așa, de a vorbi. Avea și o vorbă așa puțin tăiată, retezată. Și s-a legat o amiciție între noi. În ciuda diferenței de vârstă și de... Și am rămas până când s-a prăpădit la 96 de ani, undeva în sectorul 6, locuind într-o garsonieră pe care n-a părăsit-o niciodată. A stat și în pușcărie, când s-a întors tot acolo, s-a dus pe lângă stadionul 23 august, acum Arena Națională. Și Gabi Mihăilescu, și măi, tu ai fost la Iași? Da. N-am neagat. Mă, și tu l-ai cunoscut pe ăsta? Zic, sigur că da, și mi-a fost foarte drag. Și, bă, el are o piesă bună de tot. Care piesă? Și îmi spune titlul respectiv, pe care iarăși nu mi-l amintesc, dar până la urmă tot îl spun. Și mă, aia se poate juca și acum. Zic, nu, Gabi, să joacă dacă o vrea directorul. Era director Dinu Săraru în perioada aia. Și Nea Gabi a zis, mă duc eu la Săraru. Și s-a dus. Și a zis, bă, și e o piesă bună a unui confrate de-al nostru, actor, Morcovescu. El între timp Morcovescu s-a stins. Săraru a spus, lasă-mă să mă gândesc puțin. Și
probabil nu avea prezentă în cap, a luat-o între timp, a citit-o și a socotit că este, zic eu, prea temerar să o treacă în repertoriu. Și tot a amânat-o așa până când el a părăsit direcția, nea Gabi ne-a părăsit pe toți și a plecat undeva. Și de ce un vis neîmplinit? Așa. Și atunci am întreprins o altă acțiune. Am vorbit cu un coleg de la Secretariatul Literar al Teatrului, Claudiu Cristescu, și zic, hai mă să facem măcar un scenariu radiofonic cu piesa. Și da, și am luat legătură cu Aciobăniței de la Iași, nu? El s-a arătat încântat, Claudiu Cristescu a trecut la muncă, a făcut scenariu radiofonic piesa și o nefericită de rudă de a lui Morcovescu Telejan a auzit și a venit și a avut niște pretenții de drepturi de autor fabuloase. Wow. Și Aciobăniței a spus, bă, n-am de unde să-i dau atâția bani, nu se poate. Și atunci proiectul s-a năruit. Și cu asta s-a încheiat și tentativa mea de a aduce numele lui Sandu Morcovescu în memoria generației tinere de actor și de oameni de teatru. Ce păcat, ce păcat. Și cam asta a fost, așa pe scurt, au fost câteva din preocupările care m-au condus când am scris lumea mea, întâlnirile mele. Și aici, între coperțile acestei cărți proaspăt, proaspăt apărute, sunt interviuri, nu? Sunt interviuri, discuții scate cu... Am simțit... De ce am publicat am publicat, mă rog. Am proces la alcătuirea acestui, celui de-al doilea volum. În primul volum am vorbit despre oamenii cu care m-am întâlnit și ce m-a mișcat și m-a fascinat din activitatea lor. Și am zis, mă, dar corect ar fi acum să scriu și despre ce am dăruit și eu. Sigur că da, sigur. Am teoria asta. Mă călăuzesc cât pot de ea, că toți avem ceva de spus. Numai că ne lipsește curajul și, eu știu, poate și împrejurarea favorabilă să spunem. Pentru că toți trebuie să ne luptăm să facem ca prezentul să nu fie uitat. Și atunci am început să-mi amintesc așa și de activitatea mea, de cum mă întâlneam cu oamenii ăștia, ce au găsit și ei interesant la mine. Ce frumos spuneți aici, teatrul a supraviețuit și va supraviețui și după aceea, într-adevăr, descoper aici întrebări adresate noastră de Ion Moldovan și spune și de unde ați pornit în viață și cum v-ați petrecut copilăria și cum v-ați îndrăgostit de teatru. Sunt aici adunate nenumărate gânduri ale dumneavoastră despre acest teatru care, iată, fără de care nu se poate. Și așa e și aici, viață și teatru, teatru și viață. De unde iubirea asta pentru teatru? Este ciudat că eu în școală, în liceu, la Călăraș, unde mi-am petrecut o adolescența, preocupările mele erau de tehnică. Eu am făcut realul. Atunci se făcea realul și modernul. Realul cu matematica, fizica, chimie, ceilalți cu literatura, cu filozofia, sigur, cu istoria. Limbile cu... străine. Și undeva, cred eu, că vinovat pentru
devierea mea de la problemele tehnice a fost o sora mea, o soră de-a mea. Am avut două surori, cea mijlocie. Eu eram prâslea, cel așteptat în familie, așa, și la mijloc era Laura Victoria, care avea, privind acum în urmă, recitind niște scrisori, niște înscrisuri, avea o sensibilitate și un condei deosebit. De fapt, cred că ea ar fi trebuit să facă teatru. Am înțeles. Și ce a făcut? Geografia. Am înțeles. Asta din pricină că și tata și mama erau tributari unui sentiment așa de cum actor, ăștia sunt. Și tata, când mi-am spus că vreau să mă duc la de azi, ce vrei, mă, să dorm cu capul pe mese în crâșme? Nu se poate, tu ai... Între timp, sora mea, Laura Victoria, a venit la București, studentă, s-a împrietenit, întâmplarea a făcut, cu Tili Caragiu. Uh-huh. Și prin Tili Caragiu, i-au spus, zice, uite, am frate, vrea să dea la teatru. Ce vorbești? Păi să-l punem în legătură cu fratele meu, cu Toma. Și așa l-am cunoscut pe Toma Caragiu, care tot în modul lui abrupt, așa, și ce ai pregătit, bă, pentru o examen? Zic, păi uite-te la Steaua care, Eminescu, fugi, bă, de aici, astea nu sunt poezii, de astea sunt pentru literatură, nu de recitat acolo. Îți dau eu. Și mi-a dat câteva versuri deosebite, în opinia lui, și pe urmă i-am împărtășit într-o tot opinia, mm-hmm, care se pretau la interpretare, se pretau pentru un concurs de teatru. Una din ele era Broselianda, după unii, a lui Aragon, în care un bombardament era asemuit cu un nor urât de furtună care acoperă tot cerul. Pindar, povestea tristă a lui Pindar, un poet din antichitate, mort la 31 de ani, iarăși era jumătate pe râs, jumătate pe plâns. Și în ultimă instanță mai mi-a dat o poezie care s-a dovedit a fi piatra de moară legată de picioarele mele. Cântece de ospiciu a lui Păstorel Teodorean. Și eu să vă spun că noi în Călăraș acolo, cei de vârstă, nu știam de politică, ne vedeam de școală, de micile noastre pasiuni, de sport. Și m-am trezit, pomenind de Păstorel la institut și făcând o impresie foarte urâtă, foarte blândă, zice, profesorul meu, cu care pe urmă m-am reconciliat. Dar au trebuit să treacă niște ani buni peste viețile noastre și peste viața lui. Ne-am reconciliat și am plâns unul pe umărul celuilalt. Alexandru Finții mi-a fost profesor. Minunat! Să spun, în 51, e anul în care am intrat eu la institut, un student din Republica Populară Română mai pomenește de acest excrement social. Eu am ridicat, dar n-am și... Păi, de ce? Mă rog, mi-a pus o notă foarte proastă politic. Un student care pomenește de Păstorel, o poezie superbă, între noi fie vorba, și care acum e uitată, nimeni nu o spune, dar cu care ar intra cu brio la institut. Dar ce interesant este că se dă la examenul de intrare în institut încă poezia. Da? Scoate la lumină niște calități speciale, vede profesorul ceva datorită poeziei. Formidabil!
Formidabilă. Ați fost și profesor, de aceea vă întreb. Da, dar nu, tot în frică, nu, n-am da? Dat-o studenților. Asta și cu Pindar erau două poezii care erau calul de bătaie a candidaților. Pindar era povestea tristă a lui, care a murit plâns unanim de ateniani acum vreo 2000 de ani. Și atunci toți cei ce plânsără pe mort, până atunci totul fusese pe jale, a murit Pindar, poet, treceau, au hohotit spasmodic toți. Și-o lua bucătarul, lăptăreasa, spălătoreasa, a făcut cu neșicor până și domnul perceptor. Și să încheia de aceea, dar la rândul meu, permiteți-mi să râd și eu. Și treceai prin nu știu câte personaje și le portretizai pe fiecare cu ceea ce avea mai, mi se părea mai caracteristic. Jupâneasa, fâșneasă, spălătoreasa, așa mai, lasă-mă să te las, lăptarul, un tip mai al pământului, terra, terra, așa, ăla, perceptorul fiscal, un tip care mai mult grohăia, așa. S-au pierdut. Din păcate, s-au pierdut și dacă asta o putem scuza, da, dar pierderea asta se reflectă numai în cei care vor să dea la teatru și nu mai sunt la curent cu niște versuri care se pretează la interpretare, dar s-au pierdut versuri superbe și versuri care făceau coloana vertebrală a acestui popor. Sigur. De pildă, au rămas foarte mirați niște prieteni când le-am pomenit despre poemul Către pace al lui Panait Cernă. Și când le-am spus finalul, am trecut ușor pe zi, am spus finalul, au rămas uimiți și bine, mă, de ce o să mai... Păi zic, numai ăsta, mai sunt. Fără de țară, a lui Steo Iosif, mai e Oltu a lui Goga. Da cum? O groază. Pentru că fac aici o mică paranteză, eu am pe conștiință și o durere cumplită, ea nu mai poate fi reparată. S-a petrecut în anii adolescenței mele la liceul Știrbei Vodă din Călăraș, unde tatăl meu era profesor dascăl de limbă română și pentru că era profesor de dascăl română, răspundea și de biblioteca liceului. Și a căzut necazul ăsta, epurările care s-au făcut în literatură, când tata era acolo. Și a trebuit să ia și printre ea și eu câțiva elevi, să scoată din bibliotecă, să trieze din bibliotecă, să ne dea în brațe vrafuri de cărți pe care le duceam în curte, unde era un foc imens. Este îngrozitor, îngrozitor. De-aia spun că sunt lucruri care nu se mai pot repara. Dar am trăit acest episod. Cumplit. Cumplit. L-am trăit, sigur că da, cu inconștiența sau cu semi-inconștiența vârstei de atunci, dar ne-a marcat pe toți. Sunt convinsă. Știi ce mă frământă foarte tare? Aproape toate sistemele acestea care cer epurări de genul acesta, eu nu înțeleg de ce trebuie să distrugi ceea ce a fost înaintea ta. Tot ce, cu ce crezi tu că nu este necesar, da, trebuie de ars, da, neapărat. De ce așa? De ce să fie asta, da, metoda? De ce să pentru că suntem lași. De-aia am îndrăznit eu, chiar aici undeva,
Există un chestionar. Și în final, ultima întrebare este ce ați dori să... ce ați recomanda în încheiere cititorilor? Iubiți-vă. Și am răspuns. Iubiți-vă. Ca să putem supraviețui. Extraordinar. Extraordinar. Da. Și a fost spontan. Atunci mi-a venit iubiți-vă. Pentru că eu știu, sunt un om religios, dar în limite firești. Firești, normale. Nu sunt un habotnic. Și Biblia tot asta propovăduiește. Măi, mai iubiți, că altfel este. Vine Ucraina peste voi. Ați amintit aici de bibliotecă și de acest episod? Acest episod cutremurător, chiar și pentru sufletele neștiutoare, necoapte ale unor adolescenți care nu mai înțelegeam. De ce să-l ard? Văd și acum istoria literaturii a lui Călinescu, că trebuia arsă. Wow. Erau lucruri care nu-și găseau logica nici în mintea noastră necoaptă de tineri elevi. Sigur, sigur. Dar n-aveai cu cine discuta, n-aveai, cum să spun, argumente. Atunci lucrurile erau alb și negru. Gata, da. Ești cu noi sau ești împotriva noastră. Da, da, da. Da. Știți este bine. Foarte adevărat. Da. Voiam să vă întreb, pentru că ați amintit de bibliotecă și de faptul că tatăl nostru era profesor de limba română și pentru că suntem la Muzeul Național al Literaturii Române. Vă amintiți care a fost prima noastră întâlnire cu un poet sau un scriitor român care v-a impresionat? Prima carte pe care ați... care v-a impresionat, care v-a deschis mintea și sufletul? Aici trebuie să spun un lucru care pe multă lume va deranja. Prima mea întâlnire cu un om de literatură, cu o personalitate a literaturii românești, a fost întâlnirea cu Mihai Sadoveanu la o partidă de vânătoare în Bărăgan, de vânătoare de dropi. Dropi încă erau. Aveam o colegă la liceu, Jurian, care era fiica inginerului de la Ocolul Silvic, parchetul Lehliu. Așa se numește, da. Mă rog, zona de care răspundea, parchet. Și inginerul Jurian era prieten cu Sadoveanu. Da. Și l-a invitat la o partidă de vânătoare în Bărăgan, dropii. Erau încă, acum au revenit din nou, au revenit dropiile în Bărăgan. Și atunci familia, mă rog, au zis, hai să, ia să-l invităm și... Eram mai cunoscut la Călăraș, băiatul profesor, zice, hai să-l invităm și pe băiatul ăsta. Aveam activități, cum se spun, domestice foarte frumoase. Mă ocupam cu teatru de amat, cu echipa de elevi, făceam spectacol. Ce, hai să-l invităm. Și am ajuns și eu la Lehliu. Era de Crăciun, anul, nu mai știu precis. În orice caz, era după ce Mihai Sadoveanu intrase în triumviratul acela cu profesorul Parhon și cu Niculi, muncitorul de la Iași, de erau trei președinți de țară, ca să nu se
concentreze în mâna unuia singur. Partidul a spus, domnule, trei să fie acolo și la partid rămâne Gheorghe Udeș. L-am cunoscut și eu, am fost prezentat ca un mucos acolo. Și un copil de la așa, am dat mâna, două degete, nu știu cât mi-a dat. Nici nu s-a uitat, cred că nu s-a uitat. Și a văzut de treabă, avea un valet care încărca arma, trăgea, altul îi lua arma și îi dădea alta încărcată. Mă rog, era o chestie mai ciudată. Exista un mecanism care funcționa perfect. Și cu asta s-a terminat. Ca după ani de zile, când am ajuns la Iași, câțiva băieți tineri, studenți așa cu care ne-am întâlnit acolo, erau cu un an înainte veniți doi și noi am mai venit cinci, am făcut un, cum să spun, un grup coral și am colindat de Crăciun. Am colindat mergând la Otilia Cazimir, mergând la Mihai Codreanu, personalități mari, așa, din literatură. O poezie de om, Mihai Codreanu, într-adevăr. O poezie de om. O să vă vorbesc pe urmă puțin și despre Mihai Codreanu. Și atunci mergem sus în copou la vilă la maestru Sadoveanu. Și am mers și la maestru Sadoveanu, care ne-a primit. Era cufundat într-un fotoliu mare, așa, foarte comod. Și în dreapta și în stânga erau două gheridoane cu două talgere imense, așa, unul cu sandvișuri, cu porcării. Era Crăciun, iar în partea cealaltă era o bardacă de vin cu paharele. Și mai lua mai un sandviș, mânca, mai bea un și... Și noi, bine, mă, mulțumesc. Nu e, pentru mine cel puțin, nu știu pentru ceilalți cum a fost, dar cred că tot așa a fost. A fost ciudat așa, că n-a zis, ia bă, Cărlan, lua și voi cu un sandwich aici, că o-ți pofti, o-ți dori și voi. Nimic, nici vorba nu era să primim bani. Așa că întâlnirea mea, prima mea întâlnire cu un om de litere adevărat, un mare talent de povestitor, a fost Mihail Sadoveanu. Iar la Iași, sigur că da, împrejurările m-au condus să-l cunosc pe Morcovescu Teneajan, pe Otilia Cazimir și pe maestru Codreanu, care între timp orbise. Orbise, da. Și stătea la vila lui cu 2 lei, de acolo, peste drum de Bolta Rece, la Iași, cu un motan imens în brațe și îl mângâia, având o minte brici și la anii aceia, pe care, pe urmă, l-am auzit vorbind în public. S-au sărbătorit în perioada aceea 125 de ani de la primul spectacol în limba română la Teatrul Național din Iași. Și conform uzanței, după festivități, s-a dat o masă tovărășească la restaurantul Moldova, care era cel mai chic local din oraș la data aia. Și el era la un capăt al mesei, iar bătrânul Morcovescu Teleajan, de care am pomenit, era la capătul celălalt. Și la un moment dat, tot au vorbit așa, au început să se bombardeze în epigrame. Ce spectacol și trebuie să fi fost! Magistrat, maestru Codreanu, nemai văzând, le pritocea în gând și le lansa, bătrânul Teleajen, pe șervețelele de masă, așa, mâzgălea, și pe urmă îi răspundea. A fost un duel superb, superb. Sunt convinsă. Ce lume, chiar voiam să vă întreb,
Ați pomenit de Copou și de frumusețea acestui oraș aparte în peisajul românesc. Cum mirosea când înflorea teiul? Realmente, Doamne, cred că Dumnezeule, era absolut minunat. Era încă teiul adevărat, adevărat tei. Sigur. E drept încercuit cu metal ca să împiedice degradarea și dezbinarea trunchiului. Chiar în noaptea aceea, după petrecere, știu că am mers la Copou, un grup, și printre noi o bună ziaristă de teatru a timpului, Florica, Doamne. Mă dau seama câți ani au trecut de atunci. Este firesc, e firesc. E așa. Pârvulescu. Pârvulescu. Florica Pârvulescu, care a mers cu noi și cred că la vremea aceea și scris cât să putea scrie despre o asemenea escapadă. Și am mers și am stat acolo și s-au spus versuri. Ba unii mai gospodari mai luaseră cât un șip de vin și s-a mai... Cum se împletește poezia cu vinul atât de bine? Ca și medicina alopată cu aia homeopatică. De pildă, cantitatea în care înghiți un medicament, ca și cel mai bun medicament, dacă iei mult din el, devine nociv. Așa și vinul. Doamne Dumnezeule, apropo de vin, și când am ajuns la Iași, actorii ăia mai mari, care erau temelia teatrului ieșan, se întreșeau, au venit cârlanii ăștia și ne invitau la masă, la ei. Toți doreau să își creeze o ceată de pretorieni. Ce frumos ați spus! Așa. Și prima care ne-a invitat a fost Ani Braeschi. Nu vă pot spune. Era o doamnă rafinată. Masa a fost un chin. Pentru că a pus toate bunătățile din lume pe masă și nu erau pahare. Lucru care ne-a disperat pe noi, care așteptam o gură de vin. Și am înghițit. Am înghițit aia. Nu mai mergea. Nu mai mergea, se simțea. Și la urmă a spus, zice, dragii mei, nu să bea în timpul mesii, să bea după masă. Ne-a mai venit inima la loc și pe urmă a venit și vinul, s-a băut. De ce am spus asta? Pentru că cea care ne-au invitat pe urmă a fost Margareta Baciu, soția lui Miluță Gheorghiu. Se despărțise de Miluță și ne-a invitat la ea seara și a pus pe masă sardele, slăninuțe și un... Venind de la masa doamnei Braeschi, care era cu rafinamente, cu medicina homeopat, mamă, coana Margareta, zic, dar nu-ți fac... Mie, mă! Ce nu mă-i face bine! Și-am mâncat slănină, și-am băut vin de la început, n-a murit nimeni. Mai trece un timp, ne invită conul Miluță. Nu știu de ce, acolo trecea în teatru, zice, bă, să nu-i cer bani lui Miluță, că nu-ți dă, e zgârcit, până la Dumnezeu. Nu era deloc așa. Mă spune unul care a împrumutat bani de la el. Ne-a invitat la Bucium. Este un deal alături. Iașul e ca și Roma pe 7 dealuri așezat. Ne-a invitat la Bucium, unde sunt renumite podgorii, care aparțin printre alții, una la Biserica Ortodoxă și una la Biserica Catolică, ca să fie toți sfinții împărtășiți. Și ne-a invitat la Bucium, la ortodox, sigur că, da?
vorba lui Păstorel, vinul e bun dacă e ieftin, rece și mult. Când ne-am văzut acolo la cramă, rece era, mult slavă Domnului, gratis era, prețul, știam că bem în contul lui Neamiluț. Am cam băut. N-a zis nimic în conul Miluț. Totul s-a sfârșit bine. Ne-am întors la a doua zi, însă, repetiție. La 9 dimineața, așa începeau acolo repetit, la 9 dimineața, în capul mesii Neamiluță, bărbierit perfect, cum zice cei care a dat și perdaf, așa, băi, cămașe numai albă să purtați, o porți o zi și o dai, nu? Ciorabi albi, îi porți o zi, îi dai. Noi nu ne prea permiteam să respectăm jurnalul de modă. Ne-am ilus în fruntea mesii, cu textul în față, bărbierit, cravata impecabil. Noi cu ochii cârpiți, nebărbie. Îmi și imaginez. Când am intrat, și-a aruncat așa câși privirea, nu? Și tot mai... Ce mă cu voi? Ne-am iluțat. N-am fost ieri cu dumneata la Bucim și... Mă, brasnic, cum îți permiți să spui că ai fost cu mine la băut? Cu mine la teatru nu l-a băut? Nu ți-e rușin? Adică... șprițul e șpriț, slujba e slujba, fără să le amestecăm. Asta era Neamiluță. Bine, era de o probitate profesională care te și cutremura la un moment dat. Să vă povestesc un mic episod aici în carte, l-am trecut. Când ne întorceam dintr-o deplasare cu Coana Chirița, am făcut deplasări cu Coana Chirița, am bătut Moldova în lung și în lat, cum nu pot să vă spun. Și ne întorceam, ultimul spectacol l-am avut la Roma, Roman. Da. Și am ajuns în curtea teatrului pe la 1 de noapte, 2 de noapte, cu autobuzul. Doamne Eliza Nicolau, care juca cu Ana Safta, cu Mnățâca. Cu Mnățâca, da. Așa, i s-a făcut rău și a rugat pe un băiat, era tânăr, angajat, Nicolae Călugărița. Da. Este acum la Teatrul Evreiesc. Stat, da, așa este. S-o treacă drumul, ea stătea peste drum de teatru. S-o duc acasă. Noapte, târziu, ea nu era bine. Și Nicu Călugărița a luat-o de braț și au trecut strada și chiar în poarta casei i s-a făcut rău, a picat jos. Și s-a terminat, a făcut un infarct masiv și s-a săvârșit. Și ăsta a venit, a strigat în continuare, de a ieșit domnul Nicolau, soțul, a? Și el s-a întors la teatru, zice, băi, oameni buni, știți ce s-a întâmplat? Doamna Coana s-a prăpădit, ce ai spus, băi? Conul Miluță, ce ai spus? A murit doamna... Nicolau, ia stai, stai! S-a dus în cabina portarului, a luat telefonul, era 1:30, 2 de da. A făcut numai, alo, Florico! Florica Foca, care jucase și ea pe mama Safta. Auzi, băi, să pui mâna pe tei să-mi vezi, a murit... Doamna Nicolau. Doamna Nicolau, mâine intri în spectacol. Wow. Dom'le, ăsta era... Când era vorba de spectacol, după perioada în care el a fost foarte bolnav, a făcut o nesăbuință, a făcut niște băi radioactive la Oradea, la Felix. Și în loc să-i facă bine, a făcut un accident cerebral. Noroc că a fost un accident minor și l-a îngrijit doamna Margareta Baciu și l-a scos bine din treaba asta. Dar
Sigur că el, care era un tip exploziv, și pe stradă când te întâlneai cu el, și în spectacol, și la... Acum era, nu pot să-l uit, îi punea un scaun în culise la Chirița și Boris Barkov, care era regizorul tehnic al spectacolului, îl punea cât mai aproape de intrările lui scaun. Și Conu Miluță stătea acolo, respirând greu, și așa, și venea Boris și spunea, meștere, ce-i în scenă? Imediat. Cum se explică? De unde? De energie, explozia aceea de energie. Și asta am mai întâlnit-o, știți, la cine? La Nicu Bălțățeanu, da. La Național, aici în București. Tot așa era bolnav spre sfârșitul carierii. Și în Vârșinin, în marele spectacol pus de Monique Lerter, cu distribuție genială, da? Asta era marele talent al lui Monique Lerter. Făcea niște distribuții beton, din pornire. Fiecare acolo era locul lui. Tot așa. Și când intra în Vârșini, intra drept, era încântător. Își purta uniforma de militar. Și ce sunt... forță, ce forță! Incredibil! De unde vin? Dragostea! Exact, ce mi se pare extraordinar. Aici sunt câteva întrebări în carte, în afară de faptul că invit pe toți cei care ne urmăresc acum să achiziționeze această carte, sunt câteva răspunsuri fabuloase aici. Visul dumneavoastră de fericire, casa, locul unde stau, călătoriile, din care întotdeauna mă întorc acasă cu drag, să-mi găsesc mediul, obiceiurile, tot ceea ce ține de viața mea intimă. Cea mai mare nefericire. Răspunsul la această întrebare vine în momentul în care nu pot da un altul, mi se pare genial. Locul în care aș vrea să trăiesc, pe o insulă în mijlocul oceanului. Poeții da. Preferați, Ștefan Octavian Iosif, Octavian Goga, Panai Cerna, Alexandru Macedonski, sunt poeții pe care mi-am deschis ochii. Ce mă bucur că am ajuns aici la momentul acesta. Eroii preferați din literatură. Îmi plac eroii luminoși, a căror pildă este luminoasă, a căror aventură de viață se termină bine, tonic. Eroinele preferate. Pentru fragilitate și căldură, eroina mea preferată din literatură este Madame Bovary. Ce frumos ați spus! Compozitorii preferați, Wagner și Beethoven, pentru robustețe, pentru universul uriaș pe care îl aduc în muzică. Pictorii preferați. Ador capul de fetiță lui Tonița, iubesc pictura lui Lucian, dar asta nu mă împiedică să visez cu ochii deschiși la Capela Sixtină. Absolut fabulos! Și aș putea să adaug Voronețul cumva aici? Și nu numai! Eroii preferați din viața reală. Sunt impresionat profund de eroul tăcut, de eroul care întreprinde actele de eroism firesc, eroismul care este o parte a calităților unui om, care vine ori 100%, ori 0%. Dincolo este lașitatea. Exact ce mi-ați spus dumneavoastră și exact punctând ceea ce ați povestit la început, atât de medicul de care îmi spuneați și cât Gheorghe și de celălalt. Sigur, da. Fabulos. Ce urâți cel mai mult? Minciuna. Talentul pe care mi-aș dori să-l fi avut la naștere. Ei, mereu suntem nemulțumiți de ce avem și ne dorim ce nu avem. Aș fi vrut să am o voce care să-mi permită să mă manifest în teatrul liric. Ador opera. Sunt dominat de bucuria de a fi auzit pe cei trei mari tenori ai lumii, Domingo Pavarotti, Carreras, care au avut puterea să treacă peste orice orgolii, să cânte împreună. Asta spre încântarea noastră a celor de azi, dar și a celor de mâine. Greșelile pentru care am cea mai mare indulgență, cele care nu s-au comis încă. Deviza mea, ce-i făcut e bun făcut. Și acest îndemn, pe acest îndemn, iubiți-vă, iubiți-vă ca să putem supraviețui. Nici nu știu cum să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți la Muzeul Național Literaturii Române pentru nu știu câta oară, nu-i prima dată când sunteți. Am venit cu plăcere.
și să vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați împărtășit. Dar eu știu că toate aceste interviuri au și ele un început și trebuie, fiecare tren are ultimul vagon. A, ce frumos. Știam că trebuie să vină și ultimul vagon, dar aș fi dorit mai lung trenul, să fie un expres al lui Agatha Christie. Eu am făcut o promisiune și am să mă țin de ea, pentru că îmi doresc foarte tare ca această carte să aibă o lansare aici, în grădina Muzeului Național Literaturii Române. Am și... să vă povestesc. Da. Mă iertați că vă întreb. Nici o problemă. Poate sunt oameni tentați să zic, bă, ăsta nu se mai satură, vrea bani, vrea bani, vrea... Eu îmi plătesc, noi ne plătim numărul de volume cât sigur. Se edite. Editura ne întreabă, tiraj. Sigur că da. Faceți, doamnă, e o doamnă tare drăguță acolo la editură. În... La Eco Transilvan. Eco Transilvan, ea e la Cluj. Uh-huh. Chiar mi-a dat o temă și a durat puțin și chiar azi dimineață am vorbit cu ea la telefon să scriu despre cei care au plecat, despre mari personaje. Doamna a spus așa, a formulat, scrie deja. Și am zis da. Și pe urmă, când am stat și m-am recules puțin, trebuie o viață de om. Ca să faceți asta. Când am reluat și mi-am pus gândurile în ordine, așa, Doamne Dumnezeule, dar de ce am spus eu da? Pentru că puțină lume știe că România interbelică, de pildă, a avut 4 mari actori la Comedia franceză, societari. Sigur. De onoare. Elvira Popescu fiind una dintre ele. Una. Da. Mărioara Ventura, Ion Ionel, Jean Ionel și celălalt de Max. Da, da. Sunt români de-ai noștri. Absolut. Țin minte că am citit într-un interviu pe care l-a acordat Alain Delon, care spunea că era un obicei să ia masa cu Elvira Popescu și că era fascinat și că s-a îndrăgostit de România datorită întâlnirilor pe care le avea cu ea. Era foarte iubită în Franța, foarte iubită. Știu. Dar cine mai știe, de pildă, că una din vedetele Hollywoodului între cele două războaie era un român care juca numai șef de bandă, numai gangster. Edward J. Robinson. Edward Robinson. Și numai, inclusiv Johnny Weissmuller avea rădăcini românești. Sau Weissmuller. Tarzan, cu care... Tarzanul cu care... Dar ce să mă mire că n-ar putea să-mi spună cine au fost ăștia, un tânăr actor de astăzi. Am întâlnit pe viu. M-a întrebat, dar cine e Olga Tudorache? Deci nu, e complice, îmi spuneți. E cu tremurător. Nu treceți asta ca să nu mai... Pot să vă spun un lucru. Eram la Jurnalul Național și am aflat vestea că Irina Petrescu nu mai este. Iar eu, care am cunoscut-o și am, pot să spun că m-am bucurat de o prietenie absolut minunată, dacă pot să-i spun prietenie, pentru că era pentru mine, ce să spun, un simbol al teatrului românesc. Și am început să plâng instantaneu, nu mi-am putut opri lacrimile. Și o colegă mai tânără, care de-abia intrase în momentul acela în presă, dar cine-i dragă, Irina Petrescu, de plângi tu pentru ea? Și în clipa aceea mi-am dat seama, apropo de discuția pe care am avut-o mai înainte, da, și de toate numele acestea care reprezintă teatrul românesc, de stâlpii, da, pe care se ține atât de viu teatrul românesc la momentul acesta. Domnule, nu se poate să uităm. Trebuie să-i aducem continuu în prezent, să vorbim despre ei și să le spunem tuturor cine au fost,
Nu se poate altfel. Cel puțin eu consider că este o datorie morală. E o datorie absolut, morală. Absolut. Iar dacă am mâzgălit două cărțulii, am făcut-o numai din dorința de a mai reactualiza niște nume și niște figuri de care erau nu numai mari actori, erau niște oameni mari, pentru că citesc și eu acum pe Elvira Godeanu. Da. Miss România la momentul respectiv, nu? Zice, măi, ce ne certam și noi, mă. Dar nu ne certam ca chivuțele din obor, măi. Corect, corect. Adică până și într-o dispută poți să ai ținută academică. Sigur. Nu să spui poalele în cap. Acum ce se întâmplă? Își pun poalele în cap, să scuipă, să bălăcăresc. Și a dispărut generozitatea aceasta, omenia, nici nu știu cum să o numesc, sau iubire, pentru că ați accentuat aici iubire. Domnule, nu se poate să nu iubești ceea ce se numește aproapele tău. Aproapele nu se poate tău. Să nu respecti ceea, și să fi, îți dorești să fii respectat la rândul tău. Nu se poate altfel. Există aici niște rotițe care trebuie să se îmbine perfect. Da. Ca să putem să spunem că trăim și nu supraviețuim, că trăim. Că trăim și că trăim la nivelul, cum să spun, pretențiilor noastre altfel, de a fi intelectual, de a fi rasat, de a avea morgă. Mă uitam la... Mă uitam. Eram spectator. Meșterul Vraca. Oh, Doamne, da. Ce? Era ca el, Mihai Popescu la Național. Simțeai nevoia să scoți pălăria. Da. Nu spunea nimic, nu făcea nimic. Dar îi impunea până și el și... Ce frumos... Aici n-am scris, nu. Când a murit Mihai Popescu în 53 și a făcut o tumoră la creier și a fost operat de Arsenie, da. N-a rezistat operației. Tatălui era preot, cu părul alb, o imagine covârșitoare, bătrânul preot la capul lui Mihai Popescu și la mormântare, potop de lume, și Victor Eftimiu n-a putut să vină, era chinuit de o criză reumatică și era țintuit la pat și a trimis prin Agepsina Macri, soția lui, o poezie ocazională dedicată personalității lui Mihai Popescu. Și ce frumos și inspirat, în final, ultimul vers, ce în primăvara asta Bălcescu moare a doua oară. Wow. Wow. Mihai Popescu fiind primul care a jucat Bălcescu, da. După ce a fost scris de Camil Petrescu, și sau o doamnă din mulțime, o doamnă mai în vârstă, așa, în șoaptă, zice, cum o să-l uite fata mea care l-a văzut în Romeo? Ce frumos, ce frumos! Nu... Uf! Sunt atât de multe amintiri care se cer împărtășite. Da, și așa că spre de la acum, am atâtea povești de genul ăsta care mai încap într-o cărticică. Sunt ferm convinsă, sunt ferm convinsă. Și asta, Velciu,
Luminița, da. A zis, nenea Bobsi, că i-am zis ce nenea. Da. Că eram mai ca vârstă, așa. Și nenea Bobsi, hai să scrim împreună a treia carte. Am o groasă de povești de-astea, că teatru se face și dincolo de cuvânt. Absolut. Și tăcerile sunt grăitoare. Și au o comparație, știi? Acum 100 de ani, când conduceai o mașină, n-aveai servofrână, servodirecție, automatismele. Conduceai, măi, miroase a ulei ars, ce-o fi? Ia, oprește să vedem. Nu. Adică conduceai și cu mirosul, nu mai vorbesc cu vederea. Cu toate simțurile. Toate simțurile participau. Așa și la teatru. Păi cine îl mai poate imita pe Timică? Doamne Dumnezeule, a fost o piesă a lui Maria Banuș, Ziua cea mare, care se vorbea de colectivizare și decorul la un moment dat era prispa unei case țărănești, primăria satului și înăuntru se desbăteau, îi chemase pe mijlocașii care încă nu, parcă, dar nu se lăsau cooptați. Și unul din ei era bătrânul Timică. Și la un moment dat, pe rumoarea care s-auzea înăuntru, discuții pro, contra, amenințări, ieșea pe prispă de acolo. Era cu mustață așa mare, se ducea la marginea vrei, unde era o căldare de asta de-n tablă zincată și o lua și bea apă din ea. Ei, cum bea el apa aia? El nu de setea lui. Era o sete mai mare care se cerea stinsă. Da. Trebuia stinsă. Era pământul lui care se ducea. Adică erau gesturi, se juca, iar dacă acum eu bat câmpii, știi, bătrânii sunt greu de pornit, dar dacă îi pornești, ziceți, ho, oprește! Știți ce vreau să vă întreb și vreau să-mi răspundeți la asta? De unde era timp? Că știu că dimineața, la prima oră, erați la radio pentru înregistrări, apoi repetiții. Scriu aici. Apoi este după aceea filmări, domnule, televiziune. N-aveam altă treabă, n-aveam altă preocupare. Nu visam la castele în Spania. Da. Totul era să fie acolo. Să bați fierul cât e cald. Și tot trebuie să vă întreb ceva. La momentul acesta se întâmplă ceva, mai ales după perioada aceasta în care am fost nevoiți să stăm acasă. Perioada pandemiei, care a făcut și mult rău, dar care ne-a pus cumva o frână, ne-a oprit din alergătura aceea grotescă de-a dreptul în care eram forțați să supraviețuim, spun, și nu să trăim. S-a schimbat ceva în teatrul românesc. Cred că se apasă pe alte butoane și vreau să vă întreb cum vi se pare, ce vi se pare că lipsește la momentul ăsta teatrului românesc? În momentul de față, teatrul actual, activitatea actuală a teatrelor se desparte conștient, poate inconștient, sper că inconștient, de ceea ce a avut și rămâne filonul cel mai puternic care a menținut teatrul, da. Și când s-a născut cinematografia și televiziunea și când filmul a devenit și film. Și când a apărut vorbit. Internetul, cu siguranță. Pentru că teatrul este nemuritor, așa cum a fost gândit el. Teatrul nu se poate face, aici să mă controlați că eu nu știu termenii, teatrul nu se poate face online. Nu se poate. Teatrul
așa a lăsat de la Aristotel. Teatru este momentul când se întâlnește sensibilitatea spectatorului cu sensibilitatea creatorilor și se produce acel catarsis, fără de care nu există artă. Fără filonul ăla emoțional, vorbești la perete. Faci teatru cu televizorul, vorbești cu ecranul. Nu primești nimic. Absolut. Jucătorii de tenis se antrenează la perete, joacă. Dar adevăratul antrenament e când îi dă mingea adversarul într-un anume fel, cu un anume efect și tu trebuie să-i faci față. Absolut. Absolut. Nu. Teatru este în mare pericol cu, cum să spun eu, cu această nevoie, că e o nevoie să dai de mâncare, să dai salarii, să-i păcălești că ăla e teatru, că aia e artă. Nu e artă, e surogat, e rece, e rigid, n-are vibrație. Teatru e ăla când Berigan spunea ce, bă, teatru de talent se face cu public de talent. Corect. Când ăla din sală vibrează și intră în consonanță cu tine. Pot să vă spun ceva? Așa e că publicul se educă și că nu publicul cere? Extraordinar! Da. Extraordinar! Și asta și explică de ce mulți actori mari spun, domne, măria sa, publicul. Sigur. Nu e o vorbă aruncată în van numai de flatare. Nu. Nu este realitatea. Sensibilitatea aluia se întâlnește cu sensibilitatea mea și dă naștere la un... Of, aș continua cu dumneavoastră, însă avem un timp. Păi eu știu că aveți timp, iar eu sunt milionar de timp liber, pensionar. Ce să fac? Aș vrea să mă adresez celor care ne urmăresc, să le fac cunoscut această carte, să le mulțumesc că ne-au îngăduit acest timp împreună, să le aduc aminte vorbele dumneavoastră, iubiți-vă, iubiți-vă, ca să putem să supraviețuim și în același timp să le reamintesc ce înseamnă generozitatea sufletească, pentru că această întâlnire nu s-ar fi născut dacă dumneavoastră nu ne-ați fi îngăduit și nu ne-ați fi dăruit acest timp pe care spuneți că l-aveți asupra dumneavoastră în monede sau magnote, câte vreți dumneavoastră. Este, cum să spun, o supapă. Da. Această întâlnire este o supapă în care și eu mai reglez presiunile interioare, pentru că ceea ce am scris în carte nu e numai de conjunctură, este o profesie de credință. Absolut. Este speranța, se naște din speranța că uitarea nu o să mai opereze cu atâta cruzime pe creierile oamenilor. Și să amintesc, nu știu câte oare, că acolo unde nu este trecut, nu există nici viitor. Așa este, așa este. Maestre Constantin Dinulescu, vă mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi aici la Muzeul Național Literaturii Române. Iar celor care ne-au urmărit, nu pot decât să le spun un lucru. Aceste cuvinte pe care le-a adresat maestru Constantin Dinulescu, iubiți-vă, iubiți-vă, contează enorm și să vă spun și de ce. Egiptenii aveau o vorbă, de fapt nu aveau o vorbă, aveau o iubire, venerau o plantă care se numea lotus, pentru că aveau sentimentul că este nemuritoare. Se închidea noaptea și se deschidea ziua. Așa se întâmplă și cu oamenii atunci când sunt iubiți. Vă sfătuim același lucru, atât maestru Constantin Dinulescu, cât și eu. Iubiți-vă ca să putem supraviețui. Toate cele bune până data viitoare, când ne vom reîntâlni la poezie și creație. Numai bine tuturor!